Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Găsești răspunsul în Biblie. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Psalmul 19, versetul 7. Succesul lumesc te poate secătui, dar există ceva ce nu te va face să te simți așa. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Ți s-au năruit toate planurile, ți-ai distrus viața, ai nevoie de călăuzire. Citește mai departe. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Versetul 7 din Psalmul 19. Oare lucrurile despre care credeai că îți vor aduce fericirea au ajuns să-ți aducă nefericirea? Și în continuare. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Versetul 8. Ți-ai pierdut direcția și te întrebi încotro să o apuci și ce să faci cu viața ta? Citește următoarele. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Psalmul 19, versetul 8. Răspunsurile pe care le cauți se găsesc în Biblie. David a fost un soldat de elită, un rege îndrăgit și un om care avea acces la toate bogățiile pe care și le-ar fi dorit. El și-a dat seama însă că aceste lucruri nu aduc bucurie de durată. În schimb, a descoperit că frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Versetele de la 9 la 11 din Psalmul 19. Care a fost problema lui David? Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Psalmul 19, versetele 12 și 13. Care a fost soluția pentru David? Citirea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu, hrănirea sufletului său cu Scriptura și viața trăită conform acestui standard.